casa lui Dumnezeu. Amin. Și putem să-i dăm slavă. Tătă, am venit cu cea de prima plecare, am putut să vin să ne recunoaștem. Nu ne putem da dreptații, căci Dumnezeu ne cunoaște. Și ferice de noi dacă am venit cu inimile sincere înaintea Lui. La cea de-a doua plecare am putut să vin cu cauzele noastre, dorințele noastre. Și cred că Dumnezeu a primit rugăciunile noastre pe altarul Lui cel Sfânt. Și dacă sunt după voia Lui la vremea hotărâtă, va și lucra la El. Dumnezeu niciodată nu întârzie, dar nici nu se grăbește. El lucrează așa cum voiește El și cum este de drept. Amin. Niciodată planul omului nu este cu a Domnului. Dumnezeu este drept și El hotărăște cum vrem noi să fim. De aceea, haideți împreună cu mine să nu stăm nepăsători. S-au vorbit foarte multe lucruri minunate în masa aceasta, în seara aceasta. Ce și la prima plecare și la a doua față s-au străduit să aducă în relief bunătatea Domnului, mila Domnului, harul Domnului, chiar și prin lucrări, prin vedere, și s-a dus la cunoștință ce trebuie să facem. Deci nu trebuie să stăm nepăsători. Aleluia! Să ne trezim. Amin! Să fie Domnul să ne trezească. Știți de ce? Când Domnul vine să ne trezească, atunci nu mai este. Domnul are metodele Lui. Haideți acum, când suntem sănătoși, suntem în picioare, putem să ni se întoarcem. Cuvântul lui Dumnezeu zice, azi, dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima și întoarce-te înapoi la Domnul. De aceea, haideți împreună cu noi, ridicați-vă în picioare și ca să-i dăm slavă lui Dumnezeu, să-i mulțumim, vă dați citire Psalmului 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Amin. Slăviți!